Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ce telefon avea cu 10 ani? Băi, 2016. Cred că Nokia. Acum, ca să înțelegeți, Luca are ultimul model de telefon de la cumăr. Bă, este da, ultimul model. Mâine facem poză cu al tău, clar. Da, am trecut la el de la modelul 10. Adică eu sunt, că dacă tot mai merge bileac, să nu creadă lumea că zdradă, îmi schimb telefonul zilnic. Din 5 merge. Din 5. Și acum cât e? 15 ai? Cât, ce 15, modă? Da. Deci am avut Zaptu, cât 10 ai? Și acum am 15. La mine e 14. 14? Da, ideea e că Luca așteaptă iPhone 20. Înțelegi? Acum iPhone 20 se schimbă dată cu mașina. Știți că eu mă despart. Deci eu a rămas ultima găină din poiată. Eu am iPhone 13 aici. Foarte bine, bravo. La ora actuală, da. Să știi că m-am gândit să-l schimb anul ăsta. Când am zis la 16. Ți-ai Samsung. La aștept pe ăsta nou, că am înțeles că e mai... Da, da, fac ceva. Știi, mi-am dat seama, într-o vreme schimbam la 2 ani. Acum sunt la 3 ani. Și mi-am dat seama că, de fapt, n-am niciun motiv real să-l schimb. Adică, în primul rând, costă foarte mult telefoanele. Da. Doi, ăsta merge foarte bine. N-am nicio problemă cu el, știi? Nu, și, practic, camera e singura... Da, și îmbunătățire să... vizibilă, că ok, la ei umblă și la... Umblă la procesor, da. Merg mai repede și semnalul e mai bun. Da, mă, nu, asta cu semnalul e prosteală. Serios că n-am niciun motiv. Ba da, la mine, da. Adică n-am remarcat nimic. Ok, el merge da, mai da. Repede. Au schimbat camera și laudație. Dar ca și cum aș face programare sau AutoCAD pe telefonul. Tot pe 3 site-uri mă aici pe Facebook, adică... Da. Da. La Luca, avantajul principal al telefonului este că poate să stabilească mărimea fontului. Intră cam 3-4 cuvinte pe ecran. Da, da, da. Ai văzut cum are fonturile? Da, frate. Deci pe WhatsApp. Sunt la maximum. Poți să le vezi din stația de tramvai dacă vrei. Da. Un mesaj drum. De 3. De ce? De un rând la noi are 3 rânduri. La el e cât ecranul. Bă, da, primul telefon, primul, mai țineți minte ce telefon ați avut? Bosch. De la Conex. Dar când, în ce an, mai ții minte? Chiar în anul lansării, dar nu, i-au lansat în primăvară sau ceva de genul ăsta. Dar în ce an? În 96. Mai știe cineva 96 sau 97, când s-au lansat astea? Conex 0722. 97, cred. 3D1, 3D2, hai să vorbim. 0372 069599, telefon. Era Conex Go și l-am trecut pe abonament. Ăla a fost. M-a întrerupt. Care a fost ideea? Care a fost ceva primul telefon? Lumea telefon. Da. Ai zis să sune 0372069599 sau mesaje 0728312132 să spună ceva. Care a fost primul telefon? Care a fost primul tău telefon mobil? Da. De la cine l-ai primit? Cum l-ai primit? Că pe vremea aia ți-l dădea firma, nu aveai bani să-ți cumperi. Și ce ți-a plăcut, ce nu ți-a plăcut la el? Dacă mai ții minte ce s-a întâmplat cu el. Eu pot să vă spun sigur că în 95 exista NMT, nu exista GSM. Da. Că avea un coleg de-al meu NMT și mi l-a dat să vorbesc cu el și mi s-au tăiat picioarele. Am sunat-o pe mama, că nu aveam pe cine să sun. Să rămână, mamă, știi de unde vorbesc? Nu, Luca, ce vrei? Nu sunt pe la telefon public, sunt pe un telefon cu celular. Așa și ce vrei? Nimic. Vreau să văd și eu cum se aude. Problema la ălea era că dacă sunai, plăteai și tu foarte mult. Da. Dacă sunai da, era o avere. Eram eu la Iași și mi-a sunat șeful și mergeau alea la telefonul public. Uite așa. Eu lucram la Tele7 și am primit din partea companiei Tele7, cred că era promoțional telefonul respectiv. Am primit ca șef de redacție un telefon mobil Philips pe vremea respectivă. Avea o antenuță mică așa. Asta se întâmpla prin 99 și l-am prins de Revelion. Și l-am luat cu mine de Revelion. Și am spus prietenilor, uite frate, putem să sunăm mamele, iubiții, tot ce vrem, hai. Și toată lumea a vorbit la telefonul ăla toată noaptea, ca să descoperim după aceea, ca să descoper, că de fapt era un număr limitat de minute. Înțelegi? Și nu, și practic adică, nu mai aveai telefon. Cine plătește acum toată depășirea? Cel mai tare mi s-a părut, cea mai mișto perioadă a fost aia cu vorbitul la 3 secunde. Da, exact. Știți? Primele 3 secunde netaxabile și suna toată lumea, zicea, salut, ia zi, bam, și închide. Era un fel de WhatsApp verbal al vremurilor lui. Ne scrie un ascultător că în aprilie 97 a fost primul operator, vezi, GSM 97. Conex. Și eu țin minte dacă în 98 am avut primul Philips Fitz.
Mamă, și după aia, pe banii mei, mi-am cumpărat, am strâns și mi-am luat Siemens, că vreau să fiu diferit de ei alți, că toți aveau Nokia și Sony Ericsson. Și mi-am luat Siemens, am citit că e foarte bun. A fost bun. Care a fost primul tău telefon mobil? De la cine l-ai primit? Cum l-ai luat? 0372069599. Nu te despre primul telefon vorbim. Da, primul tu telefon mobil. Tu te uita, Vlad, în aprilie s-a lansat Conex, nu? Da, 97, mă rog. Mă rog, undeva acolo. Acolo. Hai să vedem ce spun ascultătorii noștri. Bogdan e cu noi. Bună dimineața. Hei, Bogdan. Bună dimineața. Bună. În 96 s-a lansat Santel, strămoșului ZAP. Era o tehnologie mai diferită. Corect. În 15 aprilie 97 s-a lansat Conex, un nou mod de a spune Paște fericiților dragi, la o lună Dialog. Primul meu telefon a fost în 1999, un Alcatel OneTouch Dual Band, formă de fasole. Cel mai bun telefon ăla. Jur că ține o săptămână bateria. Tot orașul Bacău, ca să-mi îl cumpere, nu se găseau, se epuizau stocurile imediat. Și un singur lucru vreau să mă mai zic, se prea poate ca primul telefon al domnului, al tovarășului Petrescu, să fi fost un Philips Diga. Posibil. Poate bune, băi. Nu știu, era un Philips... Nu, e bine. Nu mai țin minte. Avea o antenuță, mă rog. Nu, eu nu mi-aduc aminte de modelul ăsta, v-am zis, eu am avut Philips Fiță, la care era mai plat așa și destul de lat, dar foarte mulți dintre ascultătorii noștri au avut Philips Diga. Uite, de exemplu, a avut Constantin din Slobozia și zice, era bombă. Nu aveam credit, dar mai vorbeam și singur pe stradă. Știi că erau mulți oameni care își luau telefoane pricopsite și nu aveau bani de abonament sau de cartelă. Când nebunit era 42 de cenți, era minutul atunci. Uh-huh. Am văzut și eu, știi, niște băieți cu niște super mașini de-astea pe care probabil că le câștigă la barbut și vin la benzinărie și pun benzină de ceva gen 10 lei sau, știi, să pună și ei acolo un pic. Da, cu telefonul era o întreagă paradă, știi? Și aveam odată un băiat și-a luat Nokia Communicator, care costa o avere, era un fel de mic laptop. Dar el n-avea niciun ban de abonament, dar se ducea să agațe cu el, știi? Se ducea la terase și îl scotea și l-arunca ostentativ pe masă. Ai nebunit, n-aveam... El mai deschidea clapeta aia și tasta pe acolo, la mișto. Am făcut schimb cu un coleg cu un Motorola StarTAC, dacă vă ce-ți aminte, era ăla cu capetă fiță. Da. Sunteți ca niște moși pensionari, așteaptă lumea la telefon. Lasă-mă că noi avem microfonul aici. Ionuț, bună dimineața! Bună! Neața! Salut! Eu am avut primul telefon în 2001, un Mitsubishi Triumph de la Rode Dialog. Mitsubishi făcea telefoane? Avea și... Da, Mitsubishi Triumph avea și clapetă, avea și antenă pentru când n-aveam semnalul bun. Și dacă mi-amintesc eu bine, cartela aia intra cu totul. Era o cartelă ca de telefon public și nu scoteam SIM-ul mic. Da, așa erau și așa, da. Și la Philips Fiți era spatele la fel. Da. Ce așa mare erau telefoane. Da, și nu am vorbit. N-am vorbit la el decât de vreo 2-3 ori, că era foarte scump. Primeam bip când trebuia să mă întorc acasă. Da, mă, da, așa era. Și uite, și Cristi își amintește directorul nostru tehnic. A avut Alcatel OneTouch Easy, care a fost de asemenea foarte popular, foarte în perioada asta, știu și eu, da. Ce funcționa cu baterii AA, 3 la număr. Deci era cu baterii, baterii de alea de care se pun la electronice. Și spune că a căzut de pe stâlp telefonul în timp ce monta o antenă. S-a desfăcut în toate bucățile, dar l-am reasamblat și m-am mai ținut încă 2 ani. Da, mă, dădea jos stâlpul dacă era nevoie. Trai, Luci. Lucian, bună dimineața! Salut, Luci! Bună dimineața! Bună! Primul telefon a fost Philips Fizz. Mi-aduc și o aminte ce a spus antevorbitorul, că era cu cartela... Era întreagă, da. Întreagă, da? Și țin minte că lansarea oficială media... reclamă și tot ce ține de publicitate, a fost la meciul Steaua CSK Sofia 3-3 în Ghencea. A dat rotariul, după aia 3-1 pentru bulgari, 3-3 s-a terminat, a dat Lăcătuș și Cătălin Munteanu, acolo a bătut Steaua cu 2-0. Bravo! Și în 97, iulie 97, și atunci m-a terminat și m-a dus și m-a luat telefon. Pe atunci cred că s-a lansat, nu, cred că era deja lansat Conex. Exact așa a fost subiect. Ei au avut Dialog sponsor. Da, da, da. Steaua a avut Dialog sponsor pe tricouri. Așa e. Eduard, unde știi, mă, tu că e așa, că tu ești rapidist? Pentru că știu că aveau... Eduard, bună dimineața! Salut, Edi! Voi erați cu Conex. Da, rapid era cu Conex. Da. Bună dimineața, băieți! Salut! Hello. Eduard sunt și ați sunat exact un om care încă mai muncește la făurirea rețelelor de 5G, care activează chipurile pe care le-ați primit când ați făcut vaccinul. Asta apropo de teoria conspirației. Bravo, sunt inginer în telecomunicații de 30 de ani și am avut onoarea să pornesc primele stații de GSM din țara asta pentru Conex.
Evident, primul meu telefon a fost de la serviciu, un Ericsson 628. Era eficient. Care era foarte complicat cu foarte mult soft, pentru că trebuia să facem testele de bază. În momentul când porneam radio stațiile de bază, cele care vă recepționează și astăzi. Și eram invidiat de colegi, normal. Dă-mi și mie telefonul, că tu ai gratis. Zic, da, am gratis, da, nu e nicio problemă. Într-adevăr, lumea a evoluat și ca să vă dați seama unde s-a ajuns când s-a pornit în telecomunicații între București și Timișoara, capacitatea de atunci erau de 2 megabit ori 12 limit, 24 de megabit pe secundă. Oameni buni, astăzi vorbim de terabit pe secundă între București și Timișoara. Lucrurile au evoluat extraordinar de mult în toată Europa, iar astăzi, într-adevăr, când vorbim de telecomunicații, nu ne mai uităm la kilobit și la altceva. Vă mai aduceți aminte cum vă sunau modemurile la telefon și cum dau la dat pe 5-6 kilobit. Da, 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 da. Așa este. Care e cel mai bun telefon mobil pe care l-ai avut vreodată? Care e? De care ești tu cel mai mulțumit? Că ești specialist. Cel mai bun telefon pe care l-am avut, într-adevăr, a fost un Ericsson SH888, care îmi emitea în permanență cu 2 bați. Problema aia, puterii emisiei, într-adevăr, a fost limitată conform legislației europene. Dar cu telefonul acela nu m-am pierdut niciodată în pădure. Mulțumim! E, și încă două mesaje pe scurt. Alina din Suceava și amintește că primul telefon a fost Philips Savi, care avea horoscop. Înțelegi? Da, așa zice. Și amintiri complexe de la Dan din Sibiu, care își amintește că a avut un Alcatel One Touch Easy, l-a cumpărat în 98 și știu că am dat 2 salarii pe el, l-am luat la liber și pe cartelă reîncărcabilă pentru că abonamentul la Dialog era 20 de dolari fără vreun beneficiu, apoi era 85 de cenți minutul, 20 de cenți SMS-ul. Încărcam cu 5 dolari și vorbeam tot timpul la alea 3 secunde. Muream de ciudă când depășeam fără să vreau 3 secunde și mă taxa. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.